Vă salut, dragi columbofili. Bine ați venit la un nou vlog pe canalul Lobiță Valentin. Astăzi se desfășoară etapa de țăndărei, 266 de km la mine în crescătorie. La această etapă de concurs am angajat doar 11 pui. Am oprit acasă majoritatea puiilor cu gol, de fapt toți pui, un singur pui cu gol, am decis să-l mai bag. Restul am oprit acasă pentru la anul. Am considerat ca o năpârlire avansată. Vedeți, se dea un pic așa. O năpârlire avansată, nu mai au capace și nu vreau nici să omor pui, nu vreau nici să am probleme cu sănătatea cu ei, așa că am decis să îi opresc acasă. Cum am spus, puiuții sunt într-o stare avansată de înăpârlire. Deja noaptea este foarte frig, așa că e mult mai bine să îi jucăm la anul, cum am spus eu, din lotul de zburător de maturi. Am să opresc doar pe cei tineri de 2020, cu excepție la 2-3 de 2021. El este tatăl la puiul 79 de la Columbodrom Prietenia. Da, cum am spus, cum puteți vedea, am pui la toți zburătorii. Pentru cei care m-ați cum întrebat dacă am pui de vânzare, am pui din toți zburătorii. Mă puteți contacta la numărul de telefon care îl găsiți foarte ușor pe site-ul meu, Crescătoria Turbiță Valentin. Aici avem un puiuț din masculul, locul 4 pe județ la maraton, locul 1 la palmares 2 ani, locul 1 la palmares 3 ani. Aici la fel avem doi puiuți 100% de maraton. Pui arată foarte bine, cum puteți vedea, o sănătate perfectă. Urmează să-i vaccinez mâine cu rotavirus. Pui pleacă toți vaccinați din crescătorie. Am pus să servească masa la cei rămași acasă. Se lasă să mănânce pe cei care sosesc de la concurs. Deci în acest moment a rămas cu 49 de pui până la această etapă din 58 cu care am pornit. Vedem câți vor sosi de la etapa asta. Să sperăm că va fi o etapă bună și vor sosi toți. Haideți să vă arăt și mâncarea pe care o mănâncă pui la sosire. Avem V29 combinat cu dietă, jumate jumate și peleți. Deci asta este mâncarea pe care o mănâncă puiuții mei. Pui arată extrem de bine. Uitați acolo, stare de sănătate foarte bună. Mănâncă
cu mare poftă. Acum rămâne să așteptăm poziții de la etapa de concurs. Avem și primul pui sosit. Hai la masă! Se pare că e o etapă grea. Hai la masă, la masă, la masă, la masă, la masă, la masă! Cum puteți vedea, o năpârlire foarte avansată au pui. Hai tata, hai! Hai tata, hai! Hai, hai, hai! Am impresia că este... Acum vedem... 18-le. Mășel e în echipă, au venit de jos de tot. Acum câteva secunde, când m-am uitat, erau doar 16 pui sosiți. Da, se pare că vin de jos de tot. Pui. Așteptăm o continuare. Mai avem un pui sosit, tot din echipă. Avem echipa cu al treilea și primul după fișe. Hai tata, hai. Hai tata, hai. Cum puteți vedea, o înăpârlire foarte avansată. Mai vine unul. Hai la masă, hai. Hai tata, hai! Săracii de ei nu au coze, uitați ce găuri au în aria. El este 24-le, dacă nu mă înșel, din Samurai cu femela de chip. Hai la masă, hai tata, hai! Hai tata! Haide, 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 haide! Hai la masă, hai! Hai tata, hai! Foarte speriați. 64, 64 din olandez, locul 41 la Columbodrom Horonic anul trecut și femela mea care a fost concurată tot la Columbodrom Horonic anul trecut, locul 3 și în semifinală. Ia uitați mai bine acum. Foarte frumos, foarte frumos. 11 pui angajați. Până în acest moment avem 5. Hai la masă, hai! Hai tata! Sunt cu chef de zbor, văd. Asta denotă că sunt pui foarte sănătoși. Hai la masă, hai! Hai tata, hai! Hai la masă, hai! Hai tata, hai! La masă, tata, hai, 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 hai! Hai la masă, hai! Ea este cea spartă de uliu un piept, care a intrat acum. 50 și 0,5. Stăm binișor până acum. Așteptăm în continuare. Să apară puiuții. Am spus, avem 5 din 11 angajați. Vremea e bună. Lansarea a fost efectuată la ora 7:30 de minute. Haideți să vedem puțin și ceasul. Primul sosit 10:49, cum am spus, lansarea a fost efectuată la 7:30 și avem primii doi din echipă, al cincelea tot din echipă. 10:49, 10:52, 10:52, 10:53, 10:54, la câteva secunde unul de altul au sosit. Avem un pui, cel de-al șaselea pui. Hai la masă, tati, hai! Hai, tata, hai! Care sosește la fel. Hai la masă, hai! Bravo, tati, bravo! Bravo, tati, haide, haide, haide! Hai, tata, hai! Hai la masă, hai! Sunt 200 și ceva de pui sosiți până acum din 1000
1700. Hai la masă, hai! Hai la masă, hai! Din 1770 ceva de pui. Mai bine unul, ia uitați de slăbile cerului, uitați cât de frumos vine. S-a lăsat, imaginați-vă cât de jos vin din acea direcție. Vin puiuții, ia uitați ce frumos. Uitați-vă cât de frumos. Deci puii s-au lăsat extrem de jos. Ăsta este și motivul pentru care eu nu trag pe pui. Hai, lemas, hai! Mai bine unul. El este cel cu gold, singurul pe care l-am angajat. Este din masculul de la Cătălin Chiriac și femela de iansă, de la prietenul meu, Dacia Miron. Este un pui nebun, da? Nu-mi place de el, pentru că niciodată după antrenamentul jurul casei se pune acolo pe colțul blocului. Nu-mi place deloc de el. Zboară de nebun, cum puteți vedea, întotdeauna intră ultimul. Deci un pui nebun, într-un cuvânt. Nu-mi plac acești pui care nu se educă. Uitați la el cât zboară. Ia uitați, el face bărcuțe, vine de la 266 de kilometri și vine cu poftă de zbor. Lansați la ora 7:30, pe ora aproape 11, și el zboară. Hai la masă, hai! Deci cu el sunt 11 pui, era normal să avem și aici o echipă de șoimi, 4, cum puteți vedea, ia uitați, cred că se montă în alte zone. Ia uitați. Uitați de cât zboară acest pui nenorocit, da? A venit împreună cu cei doi și el încă zboară. Hai, tată, hai! Uitați de când zboară prostul ăsta. Da. Un pui nebun cu poftă de zbor. Uitați de când zboară, are 3 minute și ceva de când zboară, aproape 4 minute. Să sperăm că se va face etapa derby. Palanca. Și va merge acolo băiatul, dacă de aici are chef de zbor. Hai la masă, hai! Hai la masă, tati, hai! Ia uitați, exact ce v-am spus. Uitați-vă ce pui dobitoc. Un pui foarte dobitoc. Hai la masă, hai! Hai la masă, hai! Hai la masă, hai! Hai, tata, hai! Hai la masă, hai! Uitați-vă cât de dobitoc e puiul ăsta. Hai, tata, hai! Hai la masă, hai! Hai la masă, hai! V-am spus și la antrenamentul în jurul crescătoriei, el este ultimul care intră. Toți pui intră în câteva secunde. El mare chef de bântuială. Hai la masă, tati, hai! Hai, tata, hai! Orică s-a speriat de ceva, că de vreo 10 zile așa face figurile astea. Hai, tata, hai! Uitați-vă ce speriate, nenorocitul. Hai, tata, hai!
Hai, tata, hai! Să țineți minte, este puiul cu seria 200-5617. El este puiul nebun cu seria 200-5617 Inel Gold. Un pui extrem de nebun, cum v-am zis. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, de la un timp de vreme nu mai figur de astea face. Este al 10-lea, George, nu? Da. Hai, tata, hai! Vremea bună de zbor, superb. Hai, tata, hai!